Ok, în seara asta, Cătălin spunea să spun câteva lucruri despre închinare, despre ce înseamnă închinare. Și bineînțeles că, din câte știu eu și știți și voi, sunt mii de definiții despre închinare. Dar ce este cu adevărat închinare? Unde ne-am putea duce și pe cine am putea întreba să ne spună ce-i place cu adevărat lui Dumnezeu? Am auzit despre un om în Biblie care se închina în așa fel încât lui Dumnezeu îi plăcea mult de el. Și spunea că este un om după inima lui Dumnezeu. Și am început să citesc despre omul ăsta. Și am găsit că el cânta bine, știa să vorbească bine, era războinic, era frumos la chip și Domnul era cu el. Pentru că și el era cu Domnul. După aceea m-am gândit, ok, bine, bine, dar omul ăsta e din Vechiul Testament. Oamenii o să zică, așa era atunci, cum este acum. În Evanghelia după Ioan este o poveste a unei femei cu o inimă sinceră și deschisă. Nu știu de ce, dar de parcă toate revelațiile vin de la femei în Biblie, în Noul Testament. Nu știu dacă ați citit Noul Testament așa cu atenție să vedeți câte femei s-au întâlnit cu Domnul și câte lucruri bune și învățături putem trage de acolo. Bineînțeles că putem învăța și de la bărbați, nu? Eu cel puțin de la Petru am ce învăța cu siguranță. Nu știu voi dacă... Și era o femeie și spune Domnului, voi ziceți că pe muntele vostru trebuie să fim, să facem închinare. Noi zicem că pe muntele nostru. Voi ziceți la Pentecostal că se face așa. Dar noi la baptiști spunem că se face așa. Voi la creștini după Evanghelie așa, dar noi la carismatici așa. Noi, voi, noi, voi. Oare cine o avea dreptate? Și Domnul îi spune, nici acolo, nici aici. Pentru că Tatăl caută închinători. Și închinătorii adevărați se închină în Duh și adevăr. Amin. Și am început să mă gândesc, Doamne, ce înseamnă închinătorii în Duh? În Duh. Vedeți, Dumnezeu este Duh. Dacă ne închinăm Lui, nu putem să ne închinăm prin sentimente. Nu putem să ne închinăm Lui prin intelect. Simțim ceva când ne închinăm sau poate nu. Înțelegem ceva când ne închinăm sau poate nu. Dar ne închinăm Lui prin credință. Amin. El este Duh și ne închinăm prin credință. Dacă și simțim, ăla e bonus. Dar dacă nu simțim, Domnul tot a fost acolo. Amin? Gloria Lui. În Duh. El este Duh. Trebuie să ne închinăm în Duh. În Duhul Lui. Ne conectăm Duh către Duh. Ceea ce n-are de-a face cu muzica, n-are de-a face cu hainele, n-are de-a face cu expresie exterioară, un bătut din palme, cu toate, că toate lucrurile astea ne sunt poruncite. Bateți din palme, strigați, da, închinați-vă, proșternați-vă, lăudați pe Domnul, schiuiți, ne sunt poruncite, cântați un cântec nou. Dar închinarea are de-a face cu Duhul și adevărul. Un om mare se întreba odată, ce este adevărul? Que es la veritas? Și Domnul i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul este Hristos. Adevărata închinare a Fiului Lui Dumnezeu a avut o componentă care trebuie să fie nelipsită din viața noastră. El era obsedat, el era prins de această obsesie a voii Tatălui Său. A ascultat până la moarte și încă moarte de cruce. Ce este închinarea? Închinarea este prin Duhul Lui și conform Fiului Său. Conform Fiului Său, atributele Fiului Său. El a ascultat și Biblia spunea că cine urmează pe Dumnezeu trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Pentru mine închinarea este să mă conectez cu Dumnezeu. Conectează-te prin Duhul, prin credință și să ascult. Fie că o fac prin muzică,
fie că o fac făcând mâncare la Team Challenge, fie că dau cu mătura, fie că trag cu aspiratorul, fie că spăl vasele soției, fie că spun un cuvânt, fie că spun o rugăciune, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Amin. Seara asta vreau să cânt împreună cu dumneavoastră și să ne conectăm în Duhul. Și să ascultăm ceea ce El vrea să ne spună. Tot Biblia spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii. Dar tuturor celor ce au crezut și L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii. Întrebarea mea pentru tine este: ce vrei să fii, copil sau fiu? Fără Tine, Doamne, sunt pierdut. Fără Tine aș fi murit de mult. Sunt al Tău, doar Ție Ți-am părțit. Mântuit prin harul Tău divin. Să pot sta în fața Ta, Iisus. Harul îmi conduce inima. Astăzi, Tată, în prezența Ta, Tu ești rege peste inima mea. Tu ești rege peste sufletul meu. Tu ești rege peste viața mea, Iisus. Tu ești rege. Tu ești rege peste inima mea. Tu ești rege sufletul meu. Tu ești rege peste viața mea, Iisus. Fără Tine, Doamne, sunt pierdut. Fără Tine aș fi murit. Harul Tău divin, jertfa Ta îmi este îndeajuns. Să pot sta în fața Ta, Iisus. Harul îmi conduce inima. Astăzi, Tată, în prezent Ta. Tu ești rege peste inima mea. Tu ești rege peste sufletul meu. Tu ești rege peste viața mea. Fără Tine viață nu am, Iisus. Fără Tine nu știu ce iubire. Tu ești tot
tot ce am. Tu ești trece peste inima mea. Tu ești rece peste sufletul meu. Tu ești rece peste viața mea, Iisus. Spune Domnului, tu ești rece peste inima mea. Tu ești rece peste sufletul meu. Tu ești rece regele mele. Un lucru care l-am învățat, cel puțin pot să spun din experiență personală, nu știu, eu aveam o abilitate din asta ciudată de a mă atașa de lucruri. Nu știu câți dintre voi vă atașați ușor de lucruri sau de persoane, dar eu cel puțin de lucruri, pentru că am avut o copilărie grea. Și atunci când am pus mâna pe bani și am pus mâna pe... am avut o slujbă și am putut să-mi permit pur și simplu... făceam tot ce trebuia să fac ca să îmi împlinesc poftele. Câți dintre voi faceți lucrul ăsta? Ok. 1, 2. E sigur? E sigur? E sigur? Nu mergi să-ți iei un cappuccino, așa un expreso, să stai la masă ca tot București. Dar un lucru care l-am învățat și mi-a fost greu să-l învăț a fost să mă dezlipesc de lucruri. Și mi-aduc aminte că prima chitară care am primit-o era o chitară a unui băiat pe nume John Guerin. Este probabil Jonathan din viața mea care Dumnezeu l-a trimis. Cântase cu Eric Clapton, cântase cu Buddy Guy, cântase în America cu grămadă de trupe mari și a venit în România, fusese dependent de droguri 10 ani. A venit în România și a pus ochii pe mine și... pentru că nu știa să-mi spună pe numele românesc Sorin, pentru că așa e scris în buletinul meu, a zis, m-a întrebat ce înseamnă numele Sorin și i-am spus că înseamnă un soare mic. Și el a zis, ok, dar tu, de acum încolo să-ți spunem Sunny. Și a zis așa de tare că s-au zis și microfoane și boxe și toată lumea a aplaudat. Și din ziua aia, numele meu, să spun așa, de botez creștin a fost Sunny. Și omul ăsta mi-a dat chitara asta scumpă de $2000. Mi-aduc aminte că ziua în care mi-a fost furată chitara asta a fost o zi neagră pentru mine. Nu venea să cred, mi-a fost furată de la Biserica Rău Vieții. Ne întâlneam la preoteasa și biserica a început să se roage și ce s-a întâmplat a fost că un băiat a furat-o, s-a dus la metro și a vândut-o la alt băiat care era creștin, era de la liceu baptist, cred. Și zice, cât vrei pe chitara asta? Și ăsta îi spune, dăm 50 de lei pe ea. El nu știa ce valoare are în mână, băiatul a cumpărat-o, a mers la liceu și când a deschis și zice, băi, nu vine să cred cum a lucrat Domnul, bă, mi-a luat chitară de 50 de lei. Hai, ce chitară, ce... Când a deschis-o ăștia toți într-un glas, bă, asta e chitara lui Sunny, bă. Și ăsta când a auzit, primesc un telefon așa, speriat, zice, pe mine, cred că chitara ta a ajuns la mine. Zice, cum să fac să ți-o aduc? Eu așa zic, vino la biserică, cât ai plătit pe ea, îți dau dublu, triplu, ce vrei tu pentru mine, înseamnă foarte mult. Dumnezeu mi-a dat-o înapoi doar ca să mi-o ceară în aceeași după masă. Eram pe scenă, cântam și la un moment dat Domnul spune, vreau să dai chitara asta bisericii tale. În momentul ăla am crezut că mi se moaie picioarele. Zic, bine, Doamne, Tu faci mișto de bine, îmi dai chitara ca să mi-o ceri. Și atunci a fost momentul dezlipirii mele de lucruri. Dumnezeu mi-a dat altă chitară la 3 luni, mi-a cerut-o și pe aia. Mi-a dat altă chitară la 6 luni, mi-a cerut-o și pe aia. Mi-a dat altă chitară la 4 luni. De data asta m-a jucat Dumnezeu, mi-a spus să dau chitară la unul care avea deja 3 chitări. Și am zis, Doamne, ok, înțeleg să dau la un om care nu are, dar la unul care are, nu pot să pricep.
Și Domnul spune, Sani, încă n-ai învățat să asculți. Eu nu vreau ca tu să înțelegi, vreau ca tu să asculți. Și nu vreau să fie între noi doi nicio chitară. Nu știu ce este între tine și Dumnezeu. Poate că e o mașină, poate că e o casă, poate că e familie. Închinarea nu se rezumă la cuvinte. Închinarea se pune în aplicație, se pune în fapte. Și de atunci am învățat să dau chitări și le dădeam cu bucurie de câte ori mi le cerea Dumnezeu, pentru că știam că El nu mă va lăsa niciodată. Și e foarte interesant că după 10 ani de dat chitări, nici nu știu cât am dat la număr, am vrut să dau chitara mea cuiva acum de curând și Dumnezeu m-a trimis pe cineva să-mi vorbească și a spus, te-am testat 10 ani și ți-am spus să dai chitări, acum vreau să le ții. Și zic, nu mai înțeleg nimic. Zic, păi mi-e greu să le țin. Când văd atâți copii lași din ăștia fără chitări în jurul meu care vor să învețe să cânte pentru tine, de ce mă chinui? Zice, Sani, e totul despre ascultare. Când o să înveți și pe asta, trecem la următorul capitol. Asta este închinarea. Amin? Amin, amin. Asta înseamnă închinare pentru mine și cred că și pentru voi și cei care sunt aici. Văd o grămadă de domni mai înaintate în vârstă, domni. Sunt înaintașii noștri care au luptat și au păstrat steagul credinței sus. Ei știu mai bine ca noi ce înseamnă închinarea, pentru că atunci să fii creștin însemna că semnezi contractul tău cu... dai mâna cu moartea, într-un fel. Pentru că știți voi, cei care ați mai prins sau ați auzit despre comuniști, că nu făceau rabat de la tine, doar că aveau ochii frumoși. Dacă aveai un alt Dumnezeu decât comunismul, era o problemă pentru ei. Și vrem să vă mulțumim și să vă onorăm pentru că ați păstrat credința. Mulțumim mult de tot. Vreau să vă binecuvânteze, Domnul, să vă binecuvânteze. În seara asta vreau să vă cânt și să vă învăț unul din cântecele mele noi, care Dumnezeu mi le-a dat și a venit într-un moment în care eram destul de descurajat, în care Dumnezeu mi-a cerut să renunț la ceva foarte drag din viața mea și n-am înțeles și El mi-a spus, Sani, e totul despre ascultare. Închinarea înseamnă să asculți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Nu spune că s-a gândit, nu spune că s-a... Știu eu, i-a trecut prin minte și a zis, asta ar fi fain să fie salvați. Dumnezeu a trecut la acțiune și cred că vrea oameni ca tine și ca mine, care sunt gata să ia acțiune pentru împărăția Lui. Amin? Amin. Aleluia. Și vreau să-i mulțumesc lui Cătălin pentru invitația asta și ideea asta minunată și lui Paul și organizatorilor și tuturor celor care ne-au permis să fim aici. Tatălui pastor Bocheanu, vă mulțumim de tot că ați pus la dispoziție spațiul. Și vreau să vă dau o veste bună. Ieremia 29:11 spune, gândurile mele cu privire la voi sunt pace și nu nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde. Și sperăm. Amin. Cântecul ăsta spune simplu, rugăciunea unui român care n-are multe, dar știe că are un Dumnezeu mare care are multe. Ha. Unde să mă duc și unde să mă ascund? Unde să aleg, în cine pot să cred, cu cine să vorbesc, atunci când pribegesc, spre tine ochii mi-a țintesc. Haideți cu mine, unde să mă duc? Unde să mă duc și unde să mă ascund, unde să aleg, cine pot să cred, cu cine să vorbesc, atunci când privegesc, spre tine ochii mi-a țintesc. Gândurile tale sunt bune pentru mine, să-mi dea un viitor și o nădejde. De câte te caut, Doamne, Tu ești bun cu mine, iubirea Ta eternă mă păsește. Gândurile Tale, gândurile Tale sunt bune pentru mine, să-mi dau un viitor și o nădejde.
stând de tine, Dumnezeu are gânduri bune cu privire la viața ta. Un plan minunat. Dumnezeu are gânduri bune. Aleluia. Unde să mă ascund? Sunt gata? Unde să mă și unde să mă ascund? Unde să aleg? În cine pot să cred? Cine să vorbesc? Atunci când privegesc spre tine ochii mea țintesc. Gândurile tale sunt bune pentru mine, să-mi dea un viitor și o nădejde. De câte ori de cap, Doamne, Tu ești bun cu mine, iubirea mea de mă păzește. Doamne, inima cu tot sufletul. Gândurile tale nu știi la cine să cere ajutor, există un Dumnezeu mare, un Dumnezeu minunat, care a scos poporul din Egipt, a despărțit marea ca ei să treacă, care a fost acolo cu poporul de foc, cu cei trei. Un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care este de partea noastră. El e de partea noastră, nu e împotriva noastră, amin? Deci toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.